What, a dropat cap! A dropat cărbune, bă! Vezi dacă dropează ăsta cap. Că facem... Amărât! Bă! Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Bresla, Bresleia minorilor, minerilor... Boierilor! Noi suntem... Mineri, dar nu prea minerii, Marius. Ce părere ai despre asta? De Bresla muierilor. Am mai spune cuvântul ăla că e interzis și sunt copii care ascultă la televizor Marius seria aceasta și se va auzi în toată interzis, casa. Mă? Vreau să știe toți părinții că n-am spus eu cuvântul acela, deci vă rog să ne iertați. Păi de ce e interzis, mă? Este un cuvânt urât. Deci am făcut turnulețul acesta în episodul lui Marius și o să vi-l arăt. A făcut Marius niște scări de top. Bun. Ok? Și de aici, da, vedem totul, bă, de ce am auto-jump? Ok, de aici vedem toată treaba, ne pregătim de următorul proiect, băieți. Băi, nemernicule care ești, te-am împins și eu de-a recutat. Iată Rafa unde stau. Și... Sunt cocoțat. Crezi că stea în prostie. Unde n-ai veră, mă, baia cu lavă? Uite aici, băieți, noua noastră construcție. Am zis că o să înlocuim blocurile, dar nu le-am înlocuit, ca de obicei. Și o să vă arătăm acum baza secretă, dar nu mai spuneți la nimeni, ok? Stai că nu mă știu unde era intrarea! Aici era. Ia uite-l, mă, până merg. Cred că trebuie să punem un pressure plate aici. Boom, ia uitați cum arată. Asta nu prea are sens aici. Ca să poți să treci și printr-o parte, Marius. Așa îmi place mie. Te puteai să treci pe aici doar. Da, dar eu vreau și printr-o parte. Ce da, deci vii în față, ești în spate. Ia înșantează pickaxe-ul ăla. Se poate să înșantez pickaxe-ul. Ia, eu înșantez după acolo. 3 efficiency, 4. Ia adu niște lapis, aruncă-l pe mine. E bun efficiency, dar între 30 nu am. Îl facem cu efficiency 2? Ia, două levele. De ce zici aici două levele? Tu eu dă gând 9, efficiency 2 pe topor. 9. Păi stai puțin. Și nu ai pus să înșantezi niciodată asta? Ba da. Nu mai pus niciodată. Pe le combin, mă, în ăla. Nu știu dacă merge. Dacă le... Ba da, merge, le combin în Envy. Înțeleg ce zici tu. Ok, o să trebuiască să facem și o fermă de XP, Marius, ține minte. Iar aici trebuie să venim cu niște torțe pe care nu le avem. De ce n-ai bani avem aici torțe? Unde ieșim? Cred că o să venim cu un tunel de apă aici. Și ieșim nu știe nimeni pe unde ieșim, vezi? În fofează ieșim, nu în fofează, în turnuleț. Ieși de aici, iar nu am pat, ba da, am pat în inventar. Și vrem să facem, mi s-a părut așa o idee amuzantă, vrem să facem o mică bancă aici, pentru că avem foarte multe lucruri de valoare, adică niște diamond și aur. Nu știu, mă gândeam, poate facem o dată un live stream și minerim și facem rost de chestii pe live, adică astea mai plictisitoare care ar veni pe video. Până atunci, hai să începem și noi, domnule X-Slider. Pune abonați-vă, perete, ce faci? Da, bă, am uitat de abonați. Am uitat de voi, băieți, mi-ați lăsat comentarii și vă uitam. Hai să punem abonații pe perete. Vedeți-mă, uite, ia-ți și tu patul. Ia-ți patul. Ca să nu ai. Pentru ce, că eu ies după server. Păi ia să ai și tu. Așa. Și avem... Suntem în înregistrare, băieți. Ați văzut cum s-au încărcat abonații. Dăm click pentru câștigător și este... Game Ion! Ia zine Game Ion. Te trecem aici cu niște liniuțe. Game Ion, ce ne zice el acolo, ia? Ești cel mai tare, aș vrea să ajung pe perete. Poftim, Ion, ești pe perete, ești fericit. Îți mulțumim uite, pentru comentariu. Uite, l-a făcut albastru pe Ion. Da, văd, îți mulțumim pentru comentariu și pentru like chiar. Că trebuie să dați și... What? What? Eu am câștigat. Eu am câștigat, băieți, îmi pare rău. E Rafael și a scris... Mi-au trimis cei de la Quersus al scaun. E chiar comentariul meu. Care erau șansele din 3000 și ceva de comentarii să câștig eu? Schem, ți-ai dat un schem. What? Hai să mai alegem un abonat, că după aia zic băieții că... Așa, ok. Alex... Tu faci concurs și totul câștigi. Da, Nedelcu. Ok, care erau șansele? Ești cel mai tare din YouTube. Să nu te lași, YouTube? Îți mulțumesc foarte frumos, Alex, că ai vrut să zici YouTube acolo, nu YouTube, dar e alt site ăla. Uite-l mă pe X-Leader. E noapte deja? Dormim cu abonații. Sau plouă, că nu pare noapte. E noapte, mă.
Bă, nu mai pot de râs, bă. Da, mă, care erau șansele? Cum să câștigi, mă, tu concursul făcut de tine? Ok, foarte frumos. Bun, hai să începem să facem aici o mică bancă. Se va duce, Marius a mai luat și niște quartz, dar în mare parte vom începe cu zi. Uite-l, Marius, zic că deja s-a pus la treabă. Deja vom începe cu slab-uri. Să nu spargi asta, te-ai luat după aia. Da, 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 da. Vom scoate treptele și vom veni cu de-asta. Frumușanis. Bum, bum, bum. În interior. Ați văzut că nu a mai apărut seria, băieți, am jucat ăla cu Minecraft, dar care nu prea a prins din ce am văzut eu, poate să mai încercăm un episod. Nu prinde, dar în America, foai. Da, nu prea a fost, wow, așa, dar să mai încercăm o dată, poate e asta sau nu, numai că la breaslă ne cam agităm prea tare, trebuie să mai tăiem din, mai taie din ele, adică e cam stat la recută doar 2 ore la episodul meu. Și ne-am mai prins și dimineața, mi-am stricat și orarul de somn, m-am culcat la 8 dimineața, m-am culcat când am filmat breasla. Voi plecați la școală și eu am filmat toată noaptea cu Marius. Păi dar da, așa se face, Rafael. Trebuie să ne schimbăm orarul, că nu e bine noaptea. Păi și ieri noaptea am văzut, ai te-ai culcat la ora 8. Am dormit 11 ore, pentru că mi-am stricat orarul și nu mai ai somn. Ai problema acum acolo la 8 dimineața. Tare. Bun, și vom veni cu niște stâlpi. Ia uitați, băieți, vă place cum arată? Zici că suntem în LA cu copacii înalți, așa. Trebuie un portal și tot portalul ăsta. Palmier, nu? Palmier, să vedeți. Palmier, da. Așa, și avem de muncă, dragii mei. Reckon. Ne-ar trebui niște buți de aia sau poțiune rezistentă la lavă în caz că picăm pe aici din greșeală. Știi ce zic? Ia că face X-Slater. Ne dă un gasto, o mică. Nu le dă, că nu mai sunt. Dar mă dusesem eu, deci târnăcopul ăsta se va duce. Ne trebuia fortune, ai fortuna. Ce fortune? Tu știi cum se duce târnăcopul ăsta? Fai de viața mea. Mamă, cât am găsit aici. Ia fiți atenți, băieți, că voi... Bă, mi-a picat! Lavă? Instant se sparge. Fai de capul meu. Da, mai avem ceva diamonds, dar n-avem fermă de XP. Asta le combini, mai faci unul cu aceleași statistici sau cu unul și le combini. Da. Dar ne trebuie fermă de XP. Spuneți-ne voi în comentarii care e cea mai... Că știu că poți să faci fermă de XP cu bambus acum, din ce știu. Se au băgat niște iteme în Minecraft și intră lucrurile direct în cuptor și le prelucrează sau chestii de genul, n-am înțeles nicio exact. Și în loc să mai bazi monștri, iei itemele făcute din cuptor, știi că îți dă experiență. Uite acolo, sus. Sau să cadă. Bun. Târnăcopul ăsta e pe moarte, trebuie să mai mergem la minerici și nebuneli. Pe ce vrei să faci acolo, drum? Să vin cu drum. Gata, aia a fost. Aia a fost. Hai înapoi. Hai acasă, ne facem hub în Nether? Ce hub, pe cine se plimbă? Nu se plimbă nimeni. Ne plimbăm prin Nether, avem baze, avem... Eu nu ai mai salutat și pe Jorgan Jorgensen, care e legat aici de 5 episoade. Dar nu v-am arătat cea mai tare parte a episodului, băieți. Căutăm și un sponsor pentru hostul serverului, deci dacă știe cineva să ne recomande, ca să nu mai plătim lunar. Însă am făcut eu un server al meu, un bucket, și am instalat și un plugin. De exemplu, se aranjează itemele automat în inventar, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și ne-ar prinde bine să aranjăm toate astea itemele. Dar o să luăm noi un server până la urmă, nu știu, discutăm cu cineva. Păi, dar nu e nicio diferență, mă, scoate bule. Ia, că pic în jos, ești nebun. Ești nebun? S-a întrerupt. Ia, e vreo diferență? Cred că știi ce cred eu că face asta? Nu-mi dau seama nici... Care-i diferența? Dar scoate bule, nu? Că da, scoate bule, dar care-i diferența? Nici eu nu știu. Habar nu am. Poate e puțin mai repede. Poate puțin mai repede, nu mă prind. Ce e drept. Hai să mergem înapoi. Deci mai trebuie să fac block of quartz frumos din toate astea. Bum. Și le unim așa. Avem quartz pillar. Pui tu baza. Și să-l ridicăm frumos. Hai, X-Slayere.
Venim cu două. Ok, avem și niște diorit pe undeva pe aici. O să punem în interior. Bum, bum, bum. Și nu avem noi concrete, că e prea bătaie de cap să facem. Folosim lână. Vedem dacă arată bine, nu sunt sigur. Dar o să o folosim așa inițial. Arată de cet. Nu arată. Pe textura asta. Mai trebuia o textură mai clean. Da, 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 da. Nu știu, o lăsăm așa și o înlocuim dacă se chinuiește X-Slader. Păi da. S-ar zice. Opa. Dar nu mă descurc cu schela asta, e urâtă. Nu, nu, că e cea mai simplă schela. Uite, de tu. Ce s-a închis aici? Vii așa, după aia. Iată. Iată X-Slader. Ok, am făcut o mică prostie, băieți. Trebuia să le pun așa ca să îl ajut pe domnul X-Slader. Da, acum are sens, într-adevăr. Ce-i da, ce a pus asta aici? Mele? Care bă sunt aletele? Mi-ai spart scările. Da, sunt da, ale mele. Asta ce caut aici? Așa. Nu poți să ții shift pe asta. Ceva în genul ăsta arată, băieți. Scara asta o să o mai mărim, nu o rămâne așa, ca e prostie. Dar o să vină aici, dar nu avem momentan și nu mai știu cum se craftează. O să vină un ender chest, iar interiorul nu prea îmi place că e cam strâmt, ce e drept. Poate îl mai mărim, dar cred că e și în exterior, nu? Dacă faci așa, da. E ok, poate puțin mai mare. Cred că mai mergea cu puțin mai mare în interior, că parcă prea strâm mă simt. Dar mă rog. O să, nu cred că avem cum să facem ender chest, nu? Avem un ender? Da. Avem un atât e de mare. Hai mă. Lasă-le așa că nu mai e simetrică. Așa trebuie să fie simetrică. Pe de intrarea asta ce trebuie să fie simetrică? Ender chest? Da. Ia zi, fac bine. 3-3-3, nu așa. Păi? Ba da, e bine. E prea mare, fără de 3. Era bine pus. Așa. Arată dolar? Acum te ridici 3, da. Acum te ridici în 1, 2, 3. Ia. Ce ziceți, băieți? Îl facem cu aur? Păi mai trebuie unul sus. Da, așa e. Păi de ce trebuie să fie atașată? Mă! Atașată? Mă! Pentru că e în aer, cum stă ala acolo? Ce naiba se întâmplă, mă? Ce naiba mă, să le spărsăși, mă, cu astea? Ia. Așa. Să fie atașată? Păi n-are sens. Acum e altceva. Acum ai stricat construcția ca pe Bill Battle, Marius. Dacă mă, cum stricat-o, că o reparai. Trebuie să-i facem un moț de ăla, poate. Să-i facem cu trepte, înțelegi ce zic, dar nu știu, cred că ar arăta urât. Las-o în aer. Las-o în aer, că nu contează. Ia altceva acum. Să vede că se ține. Păi și acum lumina, intră și tu înăuntru. Cred că se arată zonic, că pare urât când te uiți din turn. Trebuie să pui lumini, trebuie să pui lumini pe ea. Păi adu torțe, că nu mai am. Sunt aici, uite, de restul un torci. Ce naiba e bățul ăla în sus, așa? Că arată ciudat. Am vrut bancă, ia. Putem să facem o bancă în parc. Ia vezi cum arată X-Slader. Super mișto. Adică arată super mișto. Avem apă pe aici să sărim și noi? Nu prea avem. Uite acolo, ia, stai, să te învățe ceva. Ia vin înapoi. Aha. Stai mă acolo, 1, 2, 3 și. N-am ajuns, nu. Nu merge, poate să fii sărit și apoi să mă împingi, în aer. În fine. Ne trebuie... De ce e bățul ăla așa în aer? Păi ăla o să dispară, dar de ce ai stupat tot? Nu era simetrică. What? Ai pitiș pe creier. Las-o așa. Simetrică.
Așa rămâne. Asta așa, așa, să vină un chest și o să mai mărim noi, că nu-mi place oricum că e prea mic. Trebuie să mergem, să mergem la Enderman. Trebuie să mergem, să mergem la Enderman. Să facem, nu, vreau să facem, mai avem iron? Vreau să fac o ușă de iron. Avem iron o grămadă. Aruncă un pressure plate acolo. Hai că vine acum. Și o mai mare prostie. Zi-mă, hai sau nu, că pot să fac eu dacă nu. Ce pressure plate? Nu pune buton. Da, decât să stau să apăs. Acolo jos când mă duc la enchantment table trebuie să caut niște butoane invizibile. Mai ales că ai pus buton de piatră pe bloc de piatră. Și nu se vede butonul. Ia. Da, mă, sunt foarte fericit, dar aia... A, nu merge aici, am înțeles. Cam ciudățel interiorul ăsta, dar... Aici nu cred că mai are... Asta ce naiba mai am? Cine a fost la liberă acolo, iar e cam scuffed asta. Trebuie să mai umblăm la ex lidere. Cam scuffed clădirea asta. Dar vine noapte, băieți, așa că hai după... Ne trebuie 3 perle. Așa se iese de aici, printr-o parte. Hai la deșert, băieți. Sunt pregătită. Mai luăm cai? Aici. Aici e. Hai cu Carlo. Am armură de diamant la cal, aici acum n-am pus-o. Am mărit aici în spate, băieți. Probabil. Bă, tu mi-ai furat calul. A, n-avem două saddle-uri. Pune-te aici în spate. Păi, ar fi mișto să mergem doi pe cal. Da, mă, așa e, că avem deșert. Uite, bă, calul. Păi nu nuată calul, ce-ai? Te-ai dă jos după el. Cam întuneric pe aici, băieți, dar nu avem nici torțe. Păi ne sufundăm, ne-ți dai seama. Hai că și așa avem nevoie de experiență, băieți. Ne batem cu scheletul. Mamă, e o piramidă aici. Ia vino, vino după mine. Musat aici. Mă bat cu schelet. Vino, Rafa, să-ți arăt ceva. Zi. Ia calul ăsta și du-te în direcția asta. Ok. Mergi drept în față. Văd ceva acolo. Pune ce vezi. E sat ce e. Acolo ți-e perele. Mamă. Păi nu cred că găsim. Ia vezi și acolo. E golem, X-Ladere. Apără și el. Stai să vedem ce au... Asta nu are ușă la casă. Ba are da. Casă la ușă. Doarme, bă, că e noapte. Dar n-are nimic de ascuns pe aici. Ce-i asta? N-am mai văzut. Asta s-a trezit. Are cactus, bă. Ce e asta? Nu pot. E al nostru acum. Îi apără golemul, Marius. Nu vrea să vorbească cu mine. Ce drăguț. Ia de așa mi era foame, pâinile astea sunt bune. Eu cu că mă bate, mă violează un Enderman. Te bate un Enderman, îl văd și mă aud și eu unul. La spate. Adu-l încoace să-l batem. Ia-te, ce are mă ăsta cu mine? Te-ai aici. Dă-i! Mă moară, mă moară, mă moară, mă moară, mă moară, mă moară, mai am o inimă! Mănâncă! Vezi că la vine pe tine. Mai trage și ăla! Mă, de ce naiba nu mă regenerez? Adu-l bă încoace, vino, vino la mine! Mă bate Rafa! Mă bate pe Angel! N-a dat nimic! Adu altul! Iată, se bate un pe Angel cu scheletonul! Iga scheletonul! Domnule Enderman, oh, mă omoară ăsta! Pleacă băi, urâtule! Bate și nu știi Enderman, ce faci? Mai am o jumătate de ei, bă, ce să bat? Aaaa... Îi bați cu târnăcopul, bă! Am venit să bate moiști și tu ai târnăcop, îmi vine să dau rage! Spargi lemnul cu târnăcopul, bați cu târnăcopul! Creeper! Olei! Uite câte sunt! Cu tine nu e de jucat, nu, Minecraft X-Slader. Bă, dau repede bistru ce mâncare, mă. N-are hai cum. Că să face zi, mai prinde repede unul. Bă, moare ăștia. Mi se pare că supraviețuiește pe timp de zi Enderman-ul. Că ne-a atacat pe noi. Hopa, e un slime aici. Vino cu că e un slime aici. Am căzut în apă. Hai să facem rost de slime-uri, dar... Bă, bate! What? Câte fii mi-am dat 4 vieți mi-a dat odată? Rafa, salvează-mă! Mor! Hai că și așa n-avea slime. Facem pistoane. Mă, duc, eu am inventarul full.
Am un Ender Pearl. Câte ne mai trebuie? 3. 2. Măi, am inventarul full, mă. Deci am tot ce le rezistă. Că nu mai am mâncare. Cineva după mine. O, dă-o face. Ia, ce că vrea să calce în apă. Ia, bagă-l în apă. Dar ce faci? Ia-te, că nu face nimic. Bă, a dispărut cu totul. What? E sus ăla. Uite. Omoră-l. Bă, cine e supărat? Pe mine sau pe tine? O dau cu foace. Ce s-o aude, mă? Mi-a dat niște experiență, X-Layer, stai liniște. Mă bat și pe mine, bă, ce naiba faci? Vine Husk. Mă bate zombiul! Se întâmplă lucruri. Hai, bă, pe bune! Te bate un Enderman amărât. Unde n-ai badis? Ia că mă bat și pe mine. Pleacă, mă, de aici. Dă-mi Ender Pearl-ul ăla, filial naiba de nebun. A dat, mă, gata, a dat. Și acum trebuie să te aștept pe tine să vii. Și apropo, băie, scaula pe care a adus-o din ea, nu mai a murit. Că n-aveam cum să-l scoatem de acolo. A trebuit să-l lăsăm. Hai înapoi, X-Layer, că te aștept. Acum vine. Îmi pun patul și dorm? Păi da. Vezi că aia paturi acolo, la țărani. Încotro, X-Layer. În față. Față pe aici? Următoarea intersecție virează la dreapta. Hai acolo și un cactus, avem acasă. Cactelii ați avut. Să punem în glastră. E telma. Firial, n-ai bătă nebun. Boom, big shock. Facem chestii, băieți. Marius, cum se face aia, Fender? 200 și 20. Ok. Bă, îmi vine să-mi dau o palmă. Ia, fă tu ai Fender, Marius. Vreau să fac. Pune tu două sus și două jos. Ne-am chinuit atât timp să facem Eye Offender, când el se face cu Blaze Rod, se face cu altceva. Wow, mama mea. Unde-i văzut tu că se face cu patru Eye of... Unde-i văzut tu că se face cu patru Ender Pearl-uri? Te-am tronat. Wow, ce troll. Eu am crezut că te-ai uitat pe Wikipedia. M-ai trollat cu jumătate de oră, nu-i așa, Marius? Ce troll tare, bă. Ne râdeam de stop. Ok, băieți. Hai să mergem în Nether să luăm. Hai să mergem în Nether ca să găsim un castel. Abar n-am. De unde luăm noi Blaze Rod. Bă, mă, ce să zic, ești tare glumeț. N-am ce să mai comentez. Am făcut o farsă. Bă! What, a dropat cap? A dropat cărbune, bă. Vezi dacă dropează ăsta cap. Că facem... Amărât! Bă! La naiba! Sau vin eu cu ele? Le pun într-un chest aici? Vino și tu, dar pot să vin, că avem drum. Bă, și avem și level 30. Wow. Ok, mi-ai luat toate itemele? Nu, să că nu pot să le iau, că le am și eu full. Ok. Dă-mi astea. Aici. Ia să-i omorâm pe ăștia, să-i răzbunăm. Vezi dacă îți dă un cap de ăla. Păi dă mine fără să-i fac nimic, mă, ești nebun. Ce cap să-ți dea, mă, cap în gură, unde e să-ți dea? Cap în gură, unde sunt blazurile? Aici, vină după mine, să le arăt eu. Uite aici sunt blazurile. Uite, se spawnează. Se procesează acum. Se direct în mine, ești nebun? Ia să-i port. Gata. Blaze Rod into fire, baby! Hey. Gata, mă, ne ajung, cred că putem să ne întoarcem. Deci se face powder, 4 powder, ai lemn, n-ai lemn. 4 powder ar trebui să ajungă, new recipe. Check your book. Filmez, aruncă unul. Gata. Aruncă unul, mă, băi. Păi ce că ne-am chinuit, uite, ce-i asta? Ce știu. Păi ți arunc unul, uite. Bă, avem doar 4, nu te mai prosti, dă-l încoace. Bă, ce că m-am chinuit să bat prostovania aia. Păi tu să s-ar arde și de glume, în caz că ai uitat, Marius. Și vezi că era niște obsidian pe aici. Mă aruncă-l spre da, mine. E la mine în inventar. E ți-l aruncă tine. Mm-hmm. Bă, e glume sau Marius azi?
E ca și cum filmăm episodul ăsta de vreo, cred că, două ore, minim. Și ce am făcut? Că n-am făcut mai nimic. N-am făcut mai nimic. Asta e chestia. Și vă zice, băi... Stai ăla! Ăla de... Păi, în episodul de azi n-ați făcut nimic, mă. Și ne jucăm aici de... Hai că punem așa. Păi, ne costă mai mult să facem un ender chest decât să... Să știi. Bă, trebuie să aibă și avantajul ăsta. Nu știu care sunt avantajele, dar cam asta e, băieți. O să cu o ender chest-ul, că îl pui oriunde și îl umpli. Exact, poți să-l cari în inventar. Practic e o extensie a inventarului chestul ăla. Că mai e unul cu tine și îl pui oriunde. Poate mai mărim construcția, să o facem puțin mai mare, că e prea înghesuit aici. Uite ce punem în ea. În el ăsta punem. Cactus. Dar nu mai vedem, doar tu vezi, nu e shared. Aaa, nu se vede, nu. E notate. Deci acolo ți-a scos tu diamantele. Da, e bancă, Marius. N-ai priceput de ce e bancă, că e banca ta personală, unde doar tu ai acces la iteme. Păi puteam să pun și în iarbă pe ăsta. Păi da, da, dacă îți mai e un chest, e accesibil oriunde, în lume. Pricep? Nu-ți dai seama, eu sunt lume și n-am băut nimic. E ca un card de credit. Bun, băieți. Dacă v-am plăcut episodul, uitați să subscribe-ul de like, veți găsi următorul episod la Marius în descriere, de asemenea și playlist-ul, toate episoadele. Pa!